Handbaliștii băcăoane au susținut cel de-al treilea amical din perioada de două săptămâni de pauză competițională pe care o au la dispoziție. După ce au învins Naționala de Tineret în urmă cu 7 zile, studenții au surclasat divizionarea secundă Politehnica Iași cu 51-31. Echipa de handbal masculin se apropie de finalul celor două săptămâni de pauză competițională provocată de retragerea din campionat a celor de la CSM Medgidia. După ce marțea și miercurea trecută au învins amical echipa națională de tineret, studenții și-au continuat testele în fața unui adversar de un alt nivel. Știința a înlocuit antrenamentul de miercuri cu un test în compania divizionarei secunde Politehnica Iași, pe care elevii lui Otto Hill și Gabriel Armanu l-au câștigat cu 51-31. Cred că a fost un antrenament benefic în care am exersat mai multe sisteme de apărare și mai multe scheme pentru atac și la sfârșit sunt fericiți că n-am avut parte de accidentări. Amicalul cu Politehnica Iași s-a desfășurat în două reprize de câte 35 de minute. La Știința, Ionuț Rotaru și-a revenit complet și a fost al doilea marcator al studenților cu 7 reușite la egalitate cu Marius Bondar. A fost un amical util. Noi ne-am văzut de jocul nostru, nici nu știu cât a fost rezultatul, bănuiesc că am câștigat. E o diferență care ne motivează pentru următoarele meciuri. La finalul acestei săptămâni, handbaliștii reiau campionatul printr-o deplasare la Politehnica Timișoara programată duminică. La 3 zile distanță, studenții joacă acasă cu liderul HCM Constanța, iar pe 28 martie evoluează la Lisabona cu Sporting în sferturile de finală ale Cupei Challenge.